În paralel cu alte activități specifice desfășurate în această perioadă de către funcționarii Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură APIA, activitatea de autoritate la plată, plata regulară, s-a desfășurat într-un rit mai bun pe acest an. Până în prezent au fost autorizate plățile finale pentru 13.889 de fermieri sătămări, din cele puțin peste 18.000 de cereri unice de plată depuse pentru sesiunea 2020. Făcând o comparație a celor două cifre menționate mai sus, putem spune că au fost autorizate la plată regulară 75,89% din dosare.